bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Puncte de Vedere. Un nou an, să avem parte, zic, numai de bucurii. M-am gândit așa, este începutul anului, unde ar fi cel mai bine să mergem noi acum în vizită, să vedem dacă au întocmit vreun raport de activitate pe anul trecut, că văd că este la modă, sau să mergem undeva unde deja părinții, copiii sunt extrem de interesați de ce se va întâmpla. Și am zis, haideți să mergem la Inspectoratul Școlar General, pentru că nu e așa, domnul profesor Sorin Ion, gazdă bună, nu? Și deschis dialogului omul, este cel mai în măsură să ne explice și nouă anumite lucruri care, iată, s-au întâmplat acum în debutul noului an pe sfera asta învățământului. Că știți, deci sunt de peste 20 de ani în presă și mie mi s-a tot luat să vorbesc așa despre când reformăm învățământul, când lucrăm și noi la programe, nu mai gata, deci nu mai am răbdare pentru așa ceva, că deja mi-am luat adio de la ele. Când eram foarte, foarte tânăr, se tot vorbea de descentralizare. Și inspectorul general de pe vremea aia a dat un răspuns foarte, care mi-a plăcut mie foarte mult, că a dat întrebările astea, când ne descentralizăm? Da. Joi la ora 8. La ora 8, așa. Când ne reformăm? Și reforma, păi ne reformăm... Lucrăm și la programă și n-au niște mele, domnule, astea sunt pe bune. Deși dacă hotărăște ministerul, zic, și profesorul zice, gata, fără teme că n-am voie, este imposibil ca într-o clasă 5-6 părinți binevoitori să nu spună, dar noi vrem teme, dar noi vrem muncă suplimentară, dar noi vrem colegeri, dar noi vrem concursuri. Dar pe de altă parte, 1, 2, 3, 5 părinți îmi mai dau și mie mesaje, că acum e foarte simplu să comunici cu cine vrei în lumea asta. Da. Și ce vă la școala cu tare îi dă teme copilului meu, dă lucide, 3 ore pe zi și el în clasa 1. Ceea ce nu e în regulă. Nu e în regulă, dar tot noi părinții cerem. Păi da, copilul ăla probabil că primește teme pentru că părinții altui copil au cerut să dați, umpleți de teme să le umple în timpul liber. Nu, dragi părinți, umpleți-le timpul liber cu altceva. Și să fac o paranteză, dacă se poate, nu cu telefonul și cu tableta și nici cu laptopul, pentru că eu știu care e concepția. Foarte mulți părinți în ultima vreme s-au mai dezmeticit și au înțeles care sunt pericolele. Spuneau acasă, copilul meu e așa cu minte, nu se mișcă de la calculator, e cu minte ascultător. În realitate, lucrurile nu stau nici pe departe așa. E cu minte, da, aparent, imobil aproape, dar ce se petrece în căpșorul lui acolo, Dumnezeu cu mila. Vedem în timp. Vom vedea în timp și din... Și vorbește un părinte și pățit. Deja vedem, adică deja începem să vedem așa pe zi ce trebuie. O să ajungem, știți, există acele planșe cu evoluția omului care de la poziția 4-pedă evoluează și ajunge la poziția bipedă, perfect vertical. O să continue acel grafic cu poziția aceasta. Deci această poziție este din ce în ce mai prezentă, pe stradă, la, știți, la restaurant am văzut un afiș unde ceva frumos. Nu avem Wi-Fi, vorbiți între voi. Asta era de bibliotecă. Haideți să o luăm cu începutul. Înțeleg că tocmai ce ați finalizat plan rețea de școlarizare, spune, pentru viitorul an școlar, ca să nu speriem pe nimeni. Exact. Deci din septembrie 2018. Exact. Începând cu luna decembrie, am demarat un proces care se întâmplă în fiecare an, în această perioadă în care lumea spune că aparent nu prea avem treabă, că sărbători, că se vacanță. În realitate sunt lucruri extrem de importante pentru anul școlar 2018-2019, chiar dacă pare cumva un orizont îndepărtat, mai avem multe lucruri de făcut până atunci, dar trece repede timpul. Și anume, rețeaua școlară. Aici e o temă de interes general, pentru că ce școli vor funcționa în acest județ începând cu 1 septembrie 2018 privește aproape pe oricine. Cam toată populația județului într-un fel sau altul. Spuneți-ne ce școli vor fi desființate. Cu siguranță, în fiecare an se închid școli, în fiecare an se închid, s-au închis în ultimii ani și se vor mai închide și nu trebuie să ne supărăm pe nimeni. E de bine? Nu e nici de bine, nici de rău, e o stare de fapt, pentru că pentru a avea școli trebuie să ai copii, în primul rând. Este, nu vă spun eu, vă spun orice statistică, numărul copiilor scade de la an la an sau, cu alte cuvinte, regresul demografic al acestei țări și al acestui județ se păstrează. Dar ce se întâmplă cu profesorii acestor școli?
Nimic foarte grav. Adică dacă ai copii mai puțin, de ce trebuie același număr de profesori? Păi nu, nici același număr de profesori nu va fi. Numărul de profesori se reglează în două moduri. Se reglează în primul rând pe cale naturală prin pensionare și nu scrie nicăieri că numărul de ieșiri din sistem trebuie să fie egal cu numărul de intrări. Diferența dintre astea ne poate da deja, să nu zic o economie, că sună așa prea contabilicește, o rezervă și mai avem un 20% din numărul total de profesori, care 20% înseamnă la nivelul județului cam 1000, care nu sunt titulari. Noi avem datorii, să spunem așa în ghilimele, ca și instituție, către profesorii titulari. Să nu uităm că un profesor suplinitor are contract de muncă pe un an de zile. Nimeni nu i-a garantat niciodată în istorie existența și în anul școlar viitor. Tot noi, societatea românească, eram extrem de nemulțumiți de faptul că uite ce de suplinitori în învățământ și de-aia învățământ. Un număr de suplinitori rezonabil e benefic pentru reglarea cifrei de profesori din sistem. Și aici fac o precizare importantă. Să nu înțeleagă lumea că suplinitor egal necalificat. Suplinitorul este profesorul calificat la fel ca și cel titular, dar care, dintr-un motiv sau altul, n-a ajuns să-și ocupe postul pe perioadă nedeterminată. Pe perioadă nedeterminată, că asta e diferența de fapt. Și încă un lucru, să știți că nici măcar nu îi putem pune într-o oală cu, nu știu, eșuați. Pentru că sunt situații în care profesorul, fie că e debutant, fie că e în al șaptelea an de învățământ, s-a prezentat la un concurs, a luat o notă extraordinar de mare, poate să ia și 10 și să nu devină titular, că nu există în anul acela post titularizabil. Deci trebuie să tratăm cu grijă aceste noțiuni. Nu împărțim decât administrativ lucrurile în titulari și suplinitori. De foarte multe ori avem suplinitori excepționali. E drept că nu e neapărat o trăsătură definitorie. Așa, ca și noutăți, ca și noutăți. În jurul Târgoviște aș putea să vă spun. Închidem. Și aici e bine de precizat. Inspectoratul școlar face recomandări. Recomandări către consiliile locale. Noi, către autoritatea publică către locală. Autoritatea locală, care este cea deliberativă. Corect. Adică autoritatea publică locală ne transmite nouă în luna decembrie proiectul de hotărâre de Consiliul Local cu rețeaua școlară. Pe teritoriul comunei noastre vă propunem să vor funcționa în anul școlar următor următoarele unitate cu personalitate juridică, unități structuri XYZ. Una e cu personalitate sau două de regulă ce mediu. Așa, inspectoratul școlar poate sau nu să dea un aviz conform pe acestea. Acum, aici e discutabil. Legea nu prea spune negru pe alb ce se întâmplă dacă nu dăm avizul conform. Și e o recomandare, așa, vă cere părerea. Avizul conform spune așa, atrage nulitatea hotărârii de Consiliul Local. Bun, și dacă atrage nulitatea, ce se întâmplă? E foarte simplu. Rămâne în vigoare cea precedentă. Cu alte cuvinte, dacă o primărie nu vrea să închidă o școală, o păstrează, indiferent dacă noi ne dăm sau nu avizul conform, rămâne tot rămâne ca ei. Tot ce a hotărât primăria. Exact. Ce a hotărât anul trecut. Adică doar în cazul unei înființări de unitate școlară, cuvântul nostru e hotărător. Și atunci, ce recomandări ați avut la Traide să ne... Am făcut multe recomandări, unele luate în seamă, unele neluate în seamă. Care au fost luate în seamă? De exemplu, pe raza comunei Văcărești, școala de la Brătești o să se mute cu totul la Văcărești. Pentru că numărul de copii era insuficient pentru funcționarea... Avem cu ce să transportăm copii, dar asta e cel mai important. La Bezdeat. La Bezdeat aveam două școli, Vasile Voiculescu, Grigore Rădulescu. Uh-huh. Una în centrul comunei, una în capătul extrem, în nord. Va rămâne una. Toată lumea a fost de acord. Pe raza comunei Cornești, mai multe unități mici de pe la Ibrianu, Frasinu, sper să nu greșesc, n-am în față situația, da. Se adună într-o singură unitate școlară. Exemplele ar putea continua, am și o situație și pe care vă pot pune la dispoziție, pentru că e de interes general, de interes general, e bine zis. Este, da. Să zicem că sunt undeva la cel puțin 10 unități care nu vor mai funcționa începând cu toamna viitoare. În tot județul. În tot județul. La Târgoviște avem vreo... Nu. La Târgoviște avem niște situații mai mult formale decât clare. Adică aveam, de exemplu, două grădinițe, hai să nu greșesc, 17 și 13, cred, sau ce, în același imobil.
În aceeași clădire existau două grădinițe. Scria o firmă cu o grădiniță, o firmă cu o grădiniță. Le-am făcut una singură. Una era structura celelalte. Am renunțat la o denumire. Aia e clădirea, aia e grădinița. Funcționa. Corect, masare de licee sau de... Nu, anul ăsta nu. Deși fără a se subînțelege cumva că sunt eu vreun partizan al desființării liceelor, vin și spun nu știu a câta oară. Rețeaua de licee din județul Dâmbovița este aceeași ca în 1990. Da. Da? Numărul de elevi, vă las pe dumneavoastră, dacă spun la jumătate, s-ar putea să exagerez. Dar să știți că nu exagerez cu mult. Când eram eu elev, la școala la care am făcut gimnaziul, eram la F și cred că mai era și G după noi. Exact, la mine mă gândeam și eu câte clase erau. Eram, cred că eram 6 sau 7 clase pe nivel, la aceeași școală acum sunt 3. Deci, ceea ce era de demonstrat, repet, undeva, hai să nu exagerăm. Ar mai fi loc de comasări la nivelul municipiului Târgoviște, dacă... Cum s-a întâmplat cu liceul 5 și liceul D'Auto? Ar mai fi loc? Ar mai fi, dar n-am să dau eu acum nume de licee. Interes. Nu vreau să produc cine știe ce emoții când de la toamnă nu se va întâmpla nimic. Deci nu se va întâmpla. La toamnă nu. Nu se va întâmpla. Dacă ar fi după mine, de exemplu, am face un liceu program sportiv, un liceu sportiv. Când am mai fost, domnule, la liceu 5? Nu, ăla nu era liceu sportiv. Erau clase cu program sportiv. Clase cu program sportiv există și la liceul 2, mai există și pe la liceul 6, la Spiru Haret. Una e să faci un liceu care să aibă exclusiv, dar pentru asta trebuie o locație care să aibă și bază sportivă ca lumea, și teren, și sală de sport. Și liceul 5 a fost bun, dar acum am luat-o pe o cărare, gata. Ne ținem de ea, acolo sperăm să funcționeze. Da, sperăm să... Investiția e una, elevii și rezultatele... Corect, așa da. Este. Adică trebuie să fie pe măsura investiției. A fost o întreagă nebunie, spun profesorii pe bună dreptate, pentru că nu au fost anunțați că data salariului s-a schimbat și... Ok. Ce s-a întâmplat de fapt și cine dă vină, ca să înțelegem. În primul rând... Oamenii erau nemulțumiți, că nu știau, n-au fost anunțați. Ce se întâmplă cu ratelor, ce se... Păi, acum vedeți dumneavoastră, am avut totuși 3 săptămâni de vacanță. Ne-a fost greu să anunțăm profesorii la domiciliu. Noi am anunțat unitățile școlare. Le-am anunțat... În timp? Acum, ce înseamnă în timp? Le-am anunțat atunci când informația noastră a fost foarte clară și când a existat un ordin de ministru... Nu știu ce să zic. Stai să o luăm pe rând. A existat un ordin de ministru al Ministerului Finanțelor, nu al Ministerului Educației, aha, care stabilea data salariilor pentru toate structurile de stat. De stat. Toate, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, toți bugetarii. Aha. Și acolo scrie pentru sistemul de educație data de 14. Așa. Ei au luat pe 12. Dar e drept că nu toți profesorii au știut lucrul ăsta. Directorii unităților școlare au știut. Nu mai țin minte exact ziua în care au știut. Dar nici noi n-am știut cu foarte mult timp înainte care va fi data. Și ca să ne înțelegem de ce e așa, în ceea ce privește salarizarea profesorilor, lucrurile s-au schimbat drastic. Poate lumea nu știe de ce s-a întâmplat asta. Până la 31 decembrie, salariile profesorilor veneau prin primării. Primăria era ordonatorul secundar de credite. În momentul ăsta, de la 1 ianuarie, ordonatorul secundar de credite este inspectoratul școlar. Adică tot ce înseamnă salariu din județ trece prin inspectoratul școlar. Adică profesorul ar trebui să fie informați. Da, poate dar că da. Când să aibă pe de altă parte, pe da? De altă parte, să fim corecți până la capăt. Toți profesorii din județul Dâmbovița în luna decembrie au luat bani mult mai mulți decât de obicei. Păi de ce? Pentru că și-au primit hotărâri judecătorești. Și sumele n-au fost neglijabile deloc. În unele cazuri au fost mai mult decât salariul. Adică unii oameni în decembrie și-au luat 2 salarii. Da? Iar alții poate și mai mult. Adică cu siguranță că totuși deranj prea mare n-a fost în sistem pentru că toți au avut o rezervă. Au fost mici răutăți, vreți să spuneți? Nu le-aș numi o stare de spirit neapărat. Că știm și noi, luăm pulsul din sistem. Au fost într-adevăr câteva nemulțumiri, dar nu o stare de spirit. Câțiva. Dar au protestat pe Facebook, că doar de-aia. Câțiva. E adevărat. Eu înțeleg. Să știți că atunci când am venit la inspectoratul școlar în 2015, data salariului meu la școala de unde vin era 7. Cu alte
cuvinte, rata mea de la bancă, pentru că am ca toată lumea, așa, era plătibilă pe 8. Când am venit aici, salariul eu pe 14 de atunci. Absolut în fiecare lună mă suna banca să-mi spună că am întârziat cu rata. Pentru că n-aveați cum să schimbați rata. Domnule, am constatat că e atât de complicat să muți odată. Deci le dai dreptate și profesorilor care erau... Cu siguranță le dau dreptate și e drept că, din câte știu și nu greșesc, nu mi s-a luat niciun majorare de întârziere pentru o săptămână. Majorile cred că depinde de contract, da, la fiecare ce a scris. Dar vreau să spun că mă suna o duduie de la Cluj, că era așa cu glas molcom, să spună că sunt dator băncii, iar eu la fel de răbdător îi spuneam că sunt și voi fi lună de lună până s-o sătura de mine. Între timp a refinanțat creditul, l-am mai mărit un pic și am avut grijă ca data să fie pe 30. Deci aici a fost... Asta este. Ne cere. Hai să spunem așa, pentru privitorii dumneavoastră, dacă am produs deranj în finanțele fiecarei familii, ne pare rău. Poate suntem vinovați că n-am transmis mai... Poate trebuia să pun și mesaje pe Facebook și n-am folosit toate mijloacele de comunicare. Am transmis mail școlilor, cum facem cu majoritatea... De obicei. De obicei. La următorul punct, așa, știți că vreau să vorbim și despre, că uite, de aici, de pe Facebook, despre rețelele de socializare. Da, înainte să mă întrebați, poți să vă mai spune ceva? Că se leagă de subiect. Nu, mă uit în agenda și-mi imaginez. Am vorbit despre rețeaua școlară. Pasul următor e planul de școlarizare. De ce e important? Asta este important pentru cei 4500 de absolvenți de clasa 8-a din vară. Unde se duc, unde ce se au la dispoziție, ce le oferim anul ăsta. Ce le oferiți anul ăsta? Le oferim cam 1000 de locuri la învățământul profesional de 3 ani. Toată lumea bate toba că e important învățământul profesional, că e salvarea țării, că avem nevoie de meseriași în toate domeniile. Deci 1000 de locuri. Foarte slab aparent la învățământul dual, dar să vă amintesc că metodologia de funcționarea învățământului dual încă nu are un an de zile de când există și pentru anul ăsta noi avem 2 clase de la toamnă, vom avea 3, 84 de locuri, pentru că aici trebuie să vină operatorii economici cu propuneri, nu noi către ei și din fericire pentru noi o firmă mare, nu știu dacă pot să o spun, pot să o spun sau vă dau un frigider ca să pot să spun. Vreau să spuneți Arti, că Arti este obișnuit să-și facă publicitate MOCA. Iată, le mai fac și eu și le și mulțumesc pentru că sunt singurii din județ care asta au înțeles. Mai creează locuri de muncă în județul ăsta și vor crea. Asta e altceva, dar care au înțeles importanța învățământului dual și școlarizarea în sistem dual, că trebuie să ofere burse elevilor, să ofere... Deci avem 1000 școală profesională. 924, am rotunjit și eu la sute. Profesor de matematică. Bine, atunci vă spun, 924, 84 și la liceu. Da. Aici e discutabil și o să fac o voltă, așa cum fac de obicei. Noi primim din partea liceelor propuneri. Da, vine liceul X și zice, vrem la clasa noua o clasă de mate info, una de filologie, una, în total 7. Da? Uh-huh. Noi le primim de la toți, cum se cade, și când tragem linie, constatăm cu durere în suflet că mai avem nevoie de elevi din județele vecine. Și nu vin. Se duc în județele vecine și asta e geografic, nu e vorba de calitate sau mai știu ce. Că, de exemplu, se duc la Ilfov, unde la Ilfov rata promovării la BAC e jumătate decât a noastră. Adică nu se duc neapărat la mai bine, se duc la mai aproape. Geografică, copiii, păi dacă ați locui la Crevedia, unde v-ați duce la liceu? M-aș duce la Buftea, că arunc cu piatra. N-aș veni la cel mai apropiat liceu care e la noi, la Târtășești sau la Târgoviște. Deci la liceu ni s-au solicitat 3864. Asta înseamnă că... Păi n-avem 3800, avem cam 3500. Deci cam 3500. Cam 3500. Cu alte cuvinte, a trebuit să supărăm câțiva directori. Păi, per total, avem 4500 de locuri, pentru că atâția absolvenți avem. Aici vreau. Deci avem 4500 de locuri pentru 4500 de candidați. Da, sunt 4524 de candidați, iar numărul de locuri e cam fix pe numărul de candidați. Și vă spun de ce. E un plan de școlarizare nerealizabil. Vă spun de la început și mi-asun și o să ziceți, păi de ce l-ați făcut nerealizabil? Păi pentru că noi suntem obligați prin lege să oferim cât un loc fiecărui elev din județul ăsta. Dar noi știm sigur că vreo 3-400 pleacă din județ. Că știm din două surse. Din istoricul recent
și din studiile pe care le facem noi, că avem studiu, păi în care fie... ce să înțeleg, că noi vom rămâne cu locuri neocupate? Vom rămâne cu locuri neocupate. Nu e nici prima dată. Se întâmplă absolut în fiecare an lucrul ăsta. Important este ca numărul ăsta de locuri neocupate să nu ne dea peste cap previziunile. Adică dacă o clasă funcționează cu 28, în mod normal, la clasa, poate și cu 20, că nu e, sau, cu 20, sau cu 25, sau vor fi și situații în care unele clase nu se fac deloc. Mai țineți minte că era o chestie cu mai mult de 25 de elevi, aia e scrisă undeva, a rămas acolo. Depinde de nivelul de învățământ. De oricare ar fi, tot istorie este. Nu, de ce? Ba da. Nu e adevărat. Vă contrazic. Unde? Vă contrazic. Avem o situație... extrem de clară a formațiunilor de studii, clase, grupe de elevi, da, care funcționează peste numărul maxim și sub numărul minim, pentru că nu pot funcționa fără aprobarea noastră. Nici în lege scrie că ai maximum 30, pentru al 31-lea trebuie să justifici și să vii să ceri inspectoratul școlar. Asta discuțiile alea pe care le faci și de asta că am îmbătrânit. Adică vreți să spuneți că de ce la școala Coreții funcționează toate clasele peste? Păi vă spun, eu că nu mă feresc de cuvinte. Pentru că Ăla le e spațiu. Nu, sunt primiți legal. Din păcate, aia e legea, trebuie să o respectăm. Dacă în lege scrie domiciliu sau reședință, și pentru necunoscător reședință înseamnă mutație în buletin, corect, atunci e legal. Și oamenii are... Oamenii nu fac altceva decât să exploateze o nișă a legislației. Dacă îmi dă voie legea așa, de ce nu? Și mai o, dacă... Chiar dacă e clai peste grămadă, așa ai vrut, că știi. E adevărat și asta. Serios vorbesc. E adevărat. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. E o situație care nu ne convine nici nouă. Evident, dar sunt obligat să respect. Dacă la școala X recenzăm 70 de copii și propunem 3 clase de pregătitoare la toamnă și la toamnă vin cu buletinul sau la vară vin cu buletinul 150, pentru ea trebuie să suplimentez planul de școlarizare. Asta e viața, n-am ce să fac. Nu eu fac legile, noi le aplicăm. Iar legea asta este, cum să zic așa, transpartinică. Toată lumea a lăsat-o așa. Mi-ați spus, indiferent de guvernare. Clasa 8-a, spuneți-mi, pentru clasa 5-a la colegii, că știți bine că e... E bătaie mare. Cel puțin în municipiul Târgoviște, colegiile au solicitat și le-am aprobat cum au solicitat, de data asta ceva mai puțin tel. Adică Ienăchiță Văcărescu o singură clasă, Constantin Carabela o singură clasă, Constantin Cantacuzino două clase. Da, Ienăchiță Văcărescu parcă și anul trecut a avut o clasă, nu? Sau nu? Anul trecut au fost două. Două? Da. Că au susținut de două ori, că prima dată, în prima sesiune, nu s-au ocupat toate locurile. Să nu se înțeleagă că nu s-au ocupat locurile, că s-au dus acolo semianalfabeți. Subiectele sunt grele, da, și deci s-au dus copii. Mie. Da, da. A, știți că sunt grele. Pentru că aici aș deveni oameni buni, subiectivă, pentru că și brusc, mamă, da. Examen și, în regulă. Da, devin mămică înainte de orice și atunci... Da. Deci ați dat la colegii pentru clasa 5-a cât a cerut fiecare? Mai puțin decât anul trecut. Mai puțin. Și nu-s numai în municipiu, sunt și în orașele județului. Avem și colegiul la Găiești, exact, și a primit, avem și colegiul la Pucioasă, avem și colegiul la Moreni. Da. Deci în principiu cam ce au cerut au primit, pentru că n-au exagerat. La liceu n-au primit ce au cerut pentru că ne ieșim de sub plapumă. Ce să facem? Ne întindem mai mult decât e tot caz. Pe Facebook am văzut că ministrul educației a tot distribuit așa un nou regulament, așa, cu noi atribuții, obligații. Sau mai precis, modificări la vechiul regulament. Nu știu, modificări, da, la modificări, da, ce, da, trebuie să mai facă profesorii și ce trebuie să mai facă elevii și vă dau, v-ați luat regulamentul e, da, regulamentul, legea educației și codul muncii le cam țin pe masă, că am nevoie mereu de ele. Nu vreți să știți câte minute au trecut deja de când vor fi opriți-mă aici, de toate, nu vă opresc, pentru că vă spun așa, deci în regulamentul ăsta distribuit cu înverșunare de domnul ministru și discutat în emisiunile televizate de președintele nostru al părinților la nivel național, se spunea așa că profesorul nu are voie să dea afară elevul de la oră sau elevul să nu fie primit în unitatea de învățământ dacă nu are uniformă, căci nu este obligatorie uniformă. Bun, dar vin și completez imediat. Ce mai completați? Profesorul nu are voie să dea elevul afară sau să îl trimite acasă pentru niciun motiv. Pentru niciun motiv. Adică învățământul e obligatoriu și gratuit, așa scrie în lege. Da, da? Cum să-l trimit acasă de la ceva care e obligatoriu? Ziceți acum, vă spun. Da, bun. Deci
poate să vină elevul fără uniformă pentru că nu este obligatorie. Dar există în același timp la elevul X de la unitatea de învățământ Y un regulament Z, da, de ordine internă, din ăla semnat de părinți, mm-hmm, și de Consiliul Părinților, din care jumătate, mm-hmm, din părinții aia sunt și profesori și părinți, da, care spune că uniforma este obligatorie în unitatea de învățământ, că trebuie să-ți cumperi uniformă, că trebuie să trăiască și firma de făcut uniforme, zic. Dacă și vrem atunci, să privim așa lucrurile, le putem privi. Vă răspund. Păi există acest, știți bine, pe site. Iar eu o să vă răspund așa, mai biblic, printr-o pildă. De exemplu, în regulamentul școlii X, da, există un articol în care scrie că pe copil ai voie să-l bați de 3 ori pe zi la școală și o dată acasă. Nu scrie așa nicăieri. Nu, dar să ne imaginăm. Să ne imaginăm. Ajung unde are voie să scrie în regulamentul ăla așa ceva? Răspuns nu. De ce? Pentru că se contrazice o lege. Orice regulament școlar este valid și legal, să zicem așa, dacă nu contrazice legile în vigoare. Dacă legi, ordine de ministru, hotărâri de guvern și așa mai departe, care sunt obligatorii în țara asta. Dacă în regulamentul ăsta scrie că uniforma nu e obligatorie sau că nu poți da afară un copil că nu are uniformă, în regulamentul școlii e interzis să scrie lucrul ăsta. Și mai mult decât atât, am transmis unităților școlare zilele astea așa, o adresă oficială, mm-hmm, prin care le-am spus, atenție, s-a modificat regulamentul școlar, Biblia noastră, cum a spus, foarte bine a spus, e Biblia noastră, s-a modificat regulamentul școlar. Vă rugăm să luați în vedere următoarele, să vă verificați regulamentele proprii pentru a le pune în concordanță cu Biblia noastră, da, să nu mai puneți elevi de serviciu la ușă, că și dacă intră hoțul cel rău, infractorul, pedofilul, nu o să-l țină copilul ăla la ușă. Îl ia pe sus cu tot, că am văzut copii de clasa a doua făcând serviciu la intrare. Ei, și mă întreb, știu eu unde, la școli. Păi cum? Și mă întreb eu, care e rolul copilului? Bun, și vă mai întreb, și dacă e da 8-a? Am intrat în școală. Am intrat în școală. Da, e un punct de vedere. Dacă am intrat în școală și m-a oprit copilul de clasa 8-a și mi-a zis, vă rog să-mi dați buletinul, și eu zic, nu vreau, ce-mi faci? Ce să facă copilul? Trage semnalul de alarmă ca în tren? Sună la... Tot se duce după cineva. Nu, problema e alta. Și aici e de rezolvat. Nu mai ai elev de serviciu, nu mai ai pe nimeni de permanență. Ce se întâmplă? Poți să lași școala așa totuși cam sat fără câini, că măcar la micu striga pe cineva. Chema profesorul, ajută, chema directorul, chema secretarul școlii. Pentru că nu toate școlile din România au pază. O, nici pe departe. Păi, nici pe departe. Nici pe departe. Mi se pare așa că ne dăm cu stângul în dreptul de dragul. Nu, vă spun eu care e soluția. Autoritatea locală trebuie să aibă mai mult grijă de școală. Adică, dacă școala n-are paznic, atunci tu, măi, domn primar și Consiliul Local, stimat Consiliul Local, faceți pe naiba în patru, mă scuzați de limbaj, și angajați un paznic la școala aia, că aveți dreptul. Domnul Sorin, dacă primarul ăla este dus cu puta, da, pe conductă și nu se interesează și Consiliul Local este la fel, n-am și eu acolo un Consiliu de Administrație al școlii, n-am și eu o conducere a școlii strigă dacă se alege doar cu sesizatul și cu scrisul, cui folosește. Da. N-aș încheia totuși într-o notă pesimistă. Modificările la regulament au ca punct de plecare un lucru mai mult formal. Înființarea învățământului dual, de care spuneam mai devreme, necesită pe aici completări cu asta, că sunt multe articole care spun în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și a trebuit adăugat și dual ca să aducem în legalitate forma asta. Tot ce am subliniat aici sunt articole care s-au modificat prin acest... Da, n-am scris modificarea că n-avea loc, dar atunci când citesc Biblia să știu că ăsta e modificat. Și mai este, de asemenea, ceva interesant care iar se... Telefoanele? Lăsați-o pe aia cu telefoanele, că aia cu telefoane... E bună. E bună aia. Și eu aș fi făcut la fel. Așa. Dar cu o excepție. Eu folosesc telefonul la oră, de multe ori, cu copiii. Cu copii, adică am aplicații. Am aplicații care le funcționează pe telefon și dau teste și așa mai departe. Astfel de aplicații. Da, o să vă invit o dată. Păi da, telefon sau tabletă. Și eu la plasă la băiețelul meu unde de asemenea se dă fără telefoane. Deci doamna este așa, se dă peste cap. Păi nu, dar folosește tableta? Pe adânsei. Păi tableta e un telefon mai mare sau telefonul e o tabletă mai mică? Cum vreți dumneavoastră? Dacă deci folosim una, folosiți, păi și ce telefon. O să faceți dacă? Uite, nu se mai poate.
Nu-i așa? În scop educativ... Unde scrie? Poți să folosesc și biciul. Deci scrie în Biblia despre chestia asta, nu scrie. Nu trebuie să scrie, îmi asum. Deci, repet, dacă eu folosesc o aplicație informatică prin care aduc beneficii copiilor prin folosirea lor, mi-asum orice ar fi. Bine, dacă e să mă întrebați pe mine, eu aș fi pentru introducerea tabletei în zi, că ar fi copiii mult mai atrași și de matematică, și de română, și de orice altceva. Păi. Nu, ar mai fi o chestie. Este vorba despre acei profesori părinți. Da, aici se prevede faptul și asta am trimis directorul de școli, că poate e cazul în unele să se umple la componența Consiliului de Administrație. Nu. Zice acolo că nu ai voie să ai în Consiliul de Administrație reprezentanței părinților... Care să fie și profesori. Care să fie și profesori și care au copii în școală. Deci să fiu profesor, să am copil în școală, aia să fac parte din Consiliul de Administrație. Sunt nenumărate astfel de cazuri. Foarte rău. Până acum a fost legal, acum nu mai e. Și prin urmare școlile trebuie să-și... Eu chiar moral așa. Nu cred că trebuia să vină Biblia ministrului Pop care să ne spună că nu poți să... E adevărat, dar vedeți, uneori moralitatea... Poți să fii obiectiv? Nu cred. Până la un punct. Așa e. Știți, îți vezi și interesul tău. Da, e important că atunci când se iau hotărâri în Consiliul de Administrație care privesc elevii, poate în Consiliul de Administrație, nu știu, prevezi niște premieri pentru elevi. Și atunci propriul tău copil n-ar trebui să-l premiezi pentru că tu ești acolo și nu e în regulă. Nu, la asta mă refer. Și nu numai general, la asta, la orice. La orice Decizii care privesc elevii și într-o școală, cam toate deciziile privesc direct sau indirect elevii. E bine să... Nu e un lucru rău. Eu totuși cred că nu era un fenomen. Eu cred că da. Din ce uite, o să, după ce își refac domnii Consiliul de Administrație, o să încerc să apuc câți erau, cât la sută din X. Da, sau în câte școli existau cazuri de astea. Vorbim de rețea de școlarizare, de câte locuri, de câte clase, dar pentru toate astea copiii noștri iubiți și dragi trebuie să susțină niște examene, niște evaluări pe care trebuie să le și mai treacă cu brio. Și vă întreb așa, pregătirea asta în particular, căci toți sunteți profesori de matematică, dom'le, este un mod sau este o necesitate? Punctul dumneavoastră de vedere, pe aia scump al meu ca părinte. Am să vă răspund un pic ocolit, deși nu-mi stă în cara. Adică, pot să vă spun direct, e cam moft. În unele situații. Să știți un lucru. De cele mai multe ori, vinovați cu un pic de ghilimele, dacă vreți, sunt părinții. Ziceți direct, da. Da. Care, evident, în dorința lor de a oferi copiilor ce e mai bun pentru ei, ce consideră ei că e mai bun pentru copii, fac lucruri care n-ar trebui făcute, adică lucruri inutile. Eu, unul, n-aș fi de acord ca părinte să-mi dau copilul la pregătire, nu știu, până în clasa 8-a, Păi, da, pentru că, dar eu nu, ca părinte, lăsați că și nu? Că am avut și eu copil la școală, a făcut pregătire, e drept, cu soția mea, nu cu mine, l-am dat la... Deci a făcut pregătire cu mama. Păi cu soția mea, deci mama ei. Deci nu cu mine, asta era ideea. Asta nu înseamnă că de-a lungul carierei mele n-am făcut pregătiri. Dar, repet, de cele mai multe ori exagerăm din... intenții bune, cum să zice, drumul spre iad e pavat cu intenții bune. La vârste fragede, lucrul ăsta cu siguranță face rău. Dacă îmi dau copilul la pregătire din clasa a doua, adică eu vă spun cu siguranță că nu e bine. Deci un copil, da, care învață bine și care este și cu minte și care își face și temele, da, și care lucrează și suplimentar, fără să facă pregătire în particular, da, profesorul, învățătorul, profesorul de la clasă, că vorbim de toți cei care susține, respectă programa, da, predă ce în program, bine, și copilul ăsta ia cu brio examenul, păi, în condițiile... Păi, nu, stați un pic, păi, că nu suntem aici în patul lui Procu, să-i tăiem că dacă sunt prea lungi sau îi lungim dacă sunt prea scurți. Mai contează și de ce poate copilul ăla. Da, că învățătorul, învățătorul sau profesorul... Pornit de la ideea că poate. Lasă-l pe atunci răspunsul meu e da. Dacă copilul poate, învățătorul își face treaba, părintele își face treaba, e foarte important să-și facă și părintele, că nu îl dăm noi la școală așa și ne-am luat mâna de pe el, gata. Așa. Atunci toate ingredientele astea înseamnă succes școlar. Dacă și poate, repet, dacă... Eu cred că sunteți unicat cu pe cuvântul meu. Păi, sunt până un alta, sunt singurul inspector școlar din general în județ, nu sunt deci unicat. Deci eu am ajuns la concluzia că am greșit. Deci dumneavoastră spuneți că este un moft.
În multe situații e un mof. Și copiii sunt victimele neîmplinirilor părinților. Îmi pare rău că spun asta. Adică dacă părintele nu a luat cu 10 examenul, vrea să ia copilul lui cu 10. Da, 11, dacă se poate. 11? Da, dacă se poate. În mod normal, nivelul... Nu, aici e bine să facem o distinție. Nivelul examenelor de masă, evaluare națională, bacalaureat... Este mult mai... E altceva decât... Dumneavoastră vă referiți mai mult la accesul la un colegiu la clasa 5, știi? Nu, excludeți-mi pe că v-am spus. Da. Acolo subiectele sunt grele și nu sunt pentru toată lumea, pentru că acolo se merge mai pe performanță. Dar la examenele de masă, despre asta vorbim. Nu să mai numești, așa am pus să spun capacitate. Evaluare națională. Alintați-l cum vreți. Așa. În mod normal, ce faci la școală cu un profesor responsabil, un elev responsabil, e mai mult decât necesar ca să poți să iei examenul la cu brio. Și dacă ți se întâmplă ca profesorul ăla despre care dumneavoastră credeți că este responsabil să spună pe undeva, pe în clasa a șaptea, tu n-ai de gând să discuți și cu mine sau părinții tăi, că eu nu am timp la clasă să-ți predau ultimul capitol. Asta e penal, după părerea mea. Haideți, domnule. E penal. Dumneavoastră spuneți că e penal, dar se întâmplă. Da. Nu o să vă contrazic, pentru că dacă este un, hai să zicem, un fenomen, nu. Dacă sunt astfel de cazuri, ele nu sunt controlabile de către o instituție. Eu sunt de acord. E greu să... E foarte greu. Hai să fim cinstiți. Ceva, mă duc și îl păzesc, îl înregistrez pe omul ăla când spune așa, iau declarații la copii. Sunt lucruri... Dar de multe ori lucrurile astea sunt făcute cumva de comun acord. Vrea și părintele, mai vrea și profesorul, minunat, elevul la mijloc. Da, părintele ăla care nu vrea și nu crede în pregătirea particulară devine din ce în ce mai rar, știți, e o raritate. Nu e chiar așa. Dumneavoastră îi socotiți pe acei părinți pe care îi cunoașteți. Nu uitați că vă învârtiți totuși într-un cerc mai de unități școlare mai de elită. Nu prea vă duceți pe la... Nu, unde, la țară? Hai, da. Da, unde lucrurile nu sunt chiar așa. În primul rând că nu-și permit să-și dea copii la pregătire. Dar ei au de suferit după aia la examen. De concursuri, cum mai stăm? Eu mă iau pe mine exemplu. N-am făcut pregătire niciodată. Sorin, nici pentru făcut. Nu, e adevărat că nu mai e. Acum, dar nici mergem la școală pentru a lua cât mai multe diplome, la cât mai multe concursuri și pentru a-mi demonstra eu mie, știi, apropo de fii mie, ești mândră, mami, de mine, că pe mine nu mă interesa cât am luat. Dar mă interesa ce te interesa pe tine, știți? Și mă doare sufletul și îmi dau seama că exact cum spuneți că este rezultatul ambițiilor tembele ale mele. Care comparativ cu ale altor părinți sunt chiar mititele. Păi, parcă nici n-a zis mai devreme că am dreptate. Nu, serios, deci vine zis? Și spune ești mândră, adică el pentru mine, nu pentru el. Am înțeles, da, corect. Și așa cum spuneam, repet, sunt victimele părinților. Doar ale părinților. Și ale părinților, hai. Nu, nimeni niciodată nu vă poate forța să vă duceți acasă la pregătire. Și mai zic ceva, că acum trebuie să vorbești pentru acei colegi de-ai mei care se uită la interviu. La interviu. Liber cum vor. Nu, eu vorbesc de colegii mei. Dacă tot fac pregătire, e bine să facă și legal lucrul ăsta. Legal, că se poate legal, nu e nicio problemă. Deci eu nu spun... Legal în sensul a nu face evaziune fiscală. Deci în momentul în care v-am întrebat, v-am spus că cunosc un exemplu, nu putem să, exact cum spuneați dumneavoastră, din respect pentru toți și toate, nu putem să dăm nume nici de unitate de învățământ. Există astfel de exemple în care profesorul îi spune unui elev, atenție, domnule Sorinion, de 10, tu n-ai de gând să mă saluți și pe mine, că eu n-am timp să-ți predau tot. Înțelegi ce vreau să zic? Că n-am timp să-ți predau. După emisiune să-mi spuneți totuși. Apropo, programe, chiar așa n-au timp profesorii să n-au timp să predea? Nu, serios. Ei nu, cum să nu? Cu siguranță. În afara faptului că au timp să predea tot ce e în programă, le rămân și ore la dispoziție. Să facă hârtii. Nu. Ore la dispoziție în care, la capitolul cu tare, la care consider că e mai complicat de înțeles, poți să mărezi numărul de ore, că există o rezervă întotdeauna. Deci nu există să nu... Doar dacă ne mai trezim că se face gerb afară, oprim școlile sau mai știu eu ce, și atunci aia avem de recuperat. Și atunci ne prefacem că recuperăm. Da, cu birocrația asta cum este. Că uite și aici am auzit foarte mulți profesori, foarte multe cadre didactice, văitându-se că trebuie să scrie o sumedenie de hârțogăraie. Și ce văd, domnule, că așa spun oamenii, nu spun eu, că eu nu lucrez în învățământ și nici n-aș avea răbdarea necesară.
Și au mai apărut acum și catalogele astea electronice, fira să fie, și mai pierdem vremea și cuile să notăm acolo absențe și note că... Peste catalogul clasic. Care a, vedeți? E, poftim. Și adevărat, folosirea unui catalog electronic e destul de simplă, că am văzut de cum că se... Vă place, că am văzut cum merge, adică poți să pui o absență, absența sau nota în catalogul electronic, o pui mai repede decât în ăla clasic. Și cu hârțogăraia pe care trebuie să o facă. Aici, să știți că depinde foarte, foarte mult de doi factori. De conducerile școlilor, care pot să inventeze lucruri care nu există sau care, pe care nu le cere nimeni, și pe care dintr-un exces de zel așa și dintr-o dorință de a controla mai bine lucrurile, le cerem toate prostiile posibile colegilor noștri. Și mai depinde, cred, un pic și de disciplina pe care o... Eu vă spun așa, că eu sunt de matematică. Niciun inspector școlar de matematică de-a lungul istoriei n-a exagerat cu hârțogăria. Nici că... Și am fost și eu un an inspector de matematică. Deci pe matematică nu. Și în general, și... E adevărat că și eu am această senzație, chiar și în activitatea mea, dar noi suntem o instituție prin definiție birocratică. Chiar dacă vrem noi să o facem și să o prezentăm mai mult ca o instituție cu inițiative, cu așa, în cele din urmă tot birocratică suntem, că avem adrese, situații, termene, salarii, bugete, planuri, deci toate astea sunt chestiuni prin... eminamente birocratice. Dar la școală, totuși, un echilibru între cât stai să scrii hârțoagele și cât stai să pregătești efectiv ora, trebuie să existe. Mai depinde și de fiecare profesor în continuare. Și de cum acceptă. Și de cum acceptă. Și n-am... Dumneavoastră sunteți de vină. Eu sunt de vină că vorbesc sigur, toate într-o sigur. Oră. Vă mulțumesc. Singura mea grijă e ca cei care vor viziona să aibă răbdarea asta timp de o oră. Că, sperând că nu i-am plictisit foarte tare. Dar asta e tocmai ce vă aflați, v-am spus că vă aflați într-o instituție cam birocratică. Mulțumesc dumneavoastră, doamnelor. Și eu vă mulțumesc. Ca de fiecare dată, vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare.